Salut, guys! Eu sunt Gabi și bine m-am regăsit la un nou episod și astăzi facem un episod foarte, foarte mișto. Credeți-mă, o să fie o nebunie și o nebunie foarte mișto, cu o idee de clip la fel foarte mișto, dar din păcate nu e a mea, băieți, da. Bă, nu mă întrebați cum nu mi-a venit ideea asta, dar pur și simplu nu mi-a venit mie ideea asta, dar i-a venit unui prieten, pe nume Reaper, da, Reaper este băiatul care mă ajută cu turneul, etc. Și i-a venit o idee super, super șmecheră și vreau să explic de la capăt, la cap, la coadă, ca să înțelegeți totul și să nu ziceți după aia, bă, Gabi, dar n-am înțeles nimic. Ok, în primul și în primul rând am să fiu eu, Reaper și cu Miguel. Miguel este la fel un prieten de-al nostru, o să fim noi trei, o să jucăm la un room, adică o să intrăm la un room pe mapă mare, vor mai intra niște playeri ca să fim 10 playeri ca să se poată da start, playerii aceia care vor intra se vor elimina, adică o să căutăm niște prieteni care se elimine în room, să rămânem doar noi 3 pe toată harta. Vom sări în graveyard și nu știu dacă știți, dar în graveyard sunt niște, să le zic, cavouri, bă, sună bine? Nu prea sună bine, nu? O să vă pun o poză pe ecran să înțelegeți despre ce este vorba. Room-ul va fi cu limite amono, adică cu glow-uri infinite. Eu și cu Miguel, în prima rundă, o să ne băgăm, în primul room, pentru că vor fi două room-uri, în primul room o să ne băgăm în acel cavou. Da, băieți, eu cu Miguel într-un cavou. Da. Reaper o să ne pună niște glow-uri în față, adică o să ne închidă acolo pur și simplu. El o să fugă. O să aibă voie să ducă absolut oriunde pe hartă. Reaper nu are voie să tragă în noi sub nicio formă. Iar după un timp, știți că odată ce pui un glue pe hartă, după un timp glue acela se sparge singur. Noi o să fim închiși acolo până când glue-urile se vor sparge și noi vom ieși afară. Când ieșim afară din acel cavou, avem voie să-l căutăm pe Reaper. Putem să-l căutăm absolut oriunde pe hartă și avem voie să tragem în el. Care e ideea acestui clip? Bă, primul care îl omoară pe Reaper dintre mine și Miguel câștigă 25 de lei passive sau 50 de lei passive. Da, ați auzit bine. Băieți, bă, nu știu dacă ați înțeles exact ce vom face astăzi, însă va fi un clip foarte, foarte șmecher. Ideea este că fac o concurență cu Miguel. În room vor fi doar pistoale, adică va trebui să-l batem doar cu pistoalele și dacă am noroc să găsesc Deagle ar fi mișto, pentru că Deagle o dă mai mult damage. Va fi un room cu 500 HP și cu viteză puțin mai mare, adică cu speed. Iar Reaper are voie să facă absolut orice. Are voie să se plimbe cu mașina, are voie să stea în turnuri, are voie să campeze oriunde, are voie să se ascundă, poate să facă absolut orice. Ideea e să scape cât de mult posibil de noi, ca să nu-l omorâm niciunul dintre noi, dar evident că la urma acestui clip, când se va strânge foarte tare zona, obligat o să-l găsim și obligat o să-l omoare unul dintre noi. Dar trebuie să fiu eu cel care-l omor, că dacă nu, pierd niște bani, băieți, pierd 25 de lei passive. Și noi am pus fiecare câte 25 de lei passive și facem un... facem două rumuri și vedem cine câștigă acest passive. În fine, băieți, bă, dacă n-ați înțeles, stați geană, o să vă mai explic în rum. Așa că, băieți, fără alte detalii, fără alte explicații, îi dăm drumul la meciuri, pentru că, credeți-mă, o să fie bătaie de cap, dar în rumuri o să înțelegeți ce avem de făcut. Așa că, băieți, let's go la vânătoare după Reaper. Și Reaper are și criminalul. Fiți antena aici ca să fie talent. Am zis, bă, da, să intre Reaper pe un cont cu criminal și... criminalul albastru, băieți. Așa că trebuie să vânăm un criminal albastru. Ok, mă, băieți și fete, m-a băgat și mine în room și, bă, nu știu dacă ați înțeles ceva din ce am zis eu în intro, însă treaba e destul de simplă. După cum vedeți, sunt 9 playeri în avion și deja playerii încep să se elimine. Vom rămâne doar noi 3, eu, Miguel și cu Reaper, iar eu cu Miguel n-avem voie să ne omorâm între noi, adică n-am voie să tragă Miguel și nici el în mine. Avem voie doar să tragem în Reaper. Bun, bă, stați așa, trebuie să sar în graveyard, bun. Sărim în graveyard, Reaper o să ne închidă cu un glue într-un cavou de genul ăla, sau bine, putem să facem chestia asta și într-o casă, dar nu contează unde facem, ideea e să ne închidă undeva. Iar după ce se sparge glue-urile, avem voie să-l căutăm pe Reaper unde vrem noi. Ideea e că harta e destul de mare și o să ne vină foarte greu să-l găsim. Imaginați-vă puțin să găsim un singur player pe toată harta, durează ceva, însă zona o să ne ajute foarte, foarte mult, pentru că Reaper nu are voie să stea în afara zonei, trebuie să fie mereu un zonă. Uite și pe Miguel, e perfect. Iar după meciul ăsta se va mai face încă un room și eu voi fi cel care va trebui să fug de ei și va fi interesant, credeți-mă, pentru că eu am să fac, nu știu ce strategie folosește Reaper, pentru că are voie să folosească orice strategie vrea el, însă eu am să fac cu totul la alt nivel, am să încerc să iau mișa, să inventez cu motorul, că știți că când e mișa e greu să tragem unul în altul și mai ales doar cu pistolul să mă omoare cu mișa, vă dați seama când bag joc de ei, nu? Ideea e că nu am să voie să trag în ei, însă pot să trag de meci, dacă știți ce zic, pentru că am glow-uri infinite și
pot să-i învârt cum vreau eu. Bine, nu știu cât de tare o să-i învârt eu, pentru că n-am mai jucat de 5 zile, vă zic sincer, de 5 zile eu n-am mai jucat Free Fire, pentru că am avut niște probleme, dar am revenit. Și am să mă joc mai des de acum înainte, promit. Dar va fi o problemă chestia asta, deoarece va trebui să, nu știu, nu voi fi la fel de, nu știu, nu știu cât de bun voi fi eu când mă voi bate cu Reaper și sper să trag bine, să-l omor eu înaintea lui Miguel, pentru că dacă îl omoară Miguel, va fi o problemă, băieți, pentru că pierdem niște bani. Bine, nu sunt bani mulți. Ideea e foarte șmecheră, pentru că până la urmă e un 25 de lei și facem chestia asta pe bune, să vedem cine ia banii. Bine, 25 de lei, vă dați voi seama, nu e o sumă foarte mare. Dar facem așa, gen la Caterinca, că e mișto. Hai că nici nu mi-a luat jumătate de viață, să moară Jaxana. În fine, băieți, ideea e că n-am găsit nici glu, n-am nici petul de glu, păcat piciorul m-a blocat aici. Și băieții mei nu știu unde sunt, însă eu trebuie neapărat să mă duc să găsesc un deagle, bă, vreau un deagle, bă. Știți ce bine ar sta, mă, deagle-ul ăla la mine în mână, sincer. Să moară Jaxana, dar nu mi-l dă ăsta, bă. Deși el n-are ce face cu el, pentru că el n-are voie să tragă. Mă, l-a lăsat. A lăsat deagle-ul jos, l-am luat. Du-te de aici, Miguele, că... Mama, a lăsat deagle-ul, că știa că n-are ce face cu el și gen... L-a lăsat ce a zis, bă, să luăm noi. Perfect, și acum Reaper trebuie să ne pună nouă glu în față și după aia are voie să fugă. Bun, nu știu ce face Reaper, dar probabil așteaptă să-i se facă petul glu. Habar n-am ce face, trebuie să pună glu, nu știu, gen să ne închide și după aia poate să fugă. Nu știu ce face, dar în fine. E bine că am luat deagle-ul, băieți. Ce-a făcut? I-a făcut glu, gata, are glu. Bun. Perfect, bun. Și acum Reaper are voie să fugă unde vrea el. Poate să fugă unde vrea el, cu lanșpetul, cu mașinile, poate să ducă unde vrea el. Și când se sparge gluurile, noi ieșim și avem voie să le căutăm absolut oriunde, putem să ne despărțim, putem să facem absolut orice. Ideea e că nu avem voie să tragem unul în altul, trebuie să-l omorâm doar pe Reaper. Iar meciul viitor, băieții, va trebui să mă omoare pe mine. Da. Talent, va fi talent. Da, bun, bă, o să mai așteptăm puțin până se sparge glue-ul ăsta, ce să zic, că durează ceva, durează câteva secunde sau chiar un minut, nu știu exact cât ține glue-ul, mi se pare că un minut ține, habar n-am. Mamă, voi vă dați seama unde ajunge Reaper într-un minut? Gândiți-vă că are și speed puțin mai mare. Nu e mare, dar e mai mare. E la 135 din 100, gen... Ok, ne-a luat și zona. Bine, ar putea și el să spargă glurile, gen să le ia, dar da, până le ia. Haide mă, glurile mă sparge, de cât mai durează. Ok, s-a spart, gata. Bă, nu ia lanș pe tu. După el mă duc. Bine, nu știu dacă s-a aruncat exact, dar era lanș pe tu întins, deci cred că s-a aruncat. Bine, voi vă dați seama unde a fugit de aici, nu? Adică, dau mama, unde n-ai bal găsesc eu acum? O să dureze ceva, băieți, până îl căutăm pe Reaper, până îl găsim. Și gândiți-vă că... Avem și căști, mamă, trebuie să-i dau vreo 3 capuri cu digolul, cred că, ca să moară, sunteți nebuni? E practic imposibil, bă, că stau aici de jumătate de oră, mă plim și nu găsesc, nu văd nimic. Bă, nu știu nici unde e Reaper, nu mai știu unde e Miguel, nu mai știu nimic, mă plimb aici ca un nebun. Nu știu dacă s-au găsit ei între ei, nu știu ce se întâmplă, băieți. Ideea e că eu unul... n-am găsit niciun player, ok? Nu l-am găsit pe Reaper, nu știu, s-a băgat sub pământ, l-am căutat peste tot, să-mi bat piciorul, cu mașina mă duc pe el, cu mașina mă duc. Bă, uite criminalul, l-am văzut. După el mă duc să moară Bibi, dacă nu mă duc după el. Bă, unde-i? Aici era, bă, l-am văzut, pot să jur că l-am văzut. Uite-l pe Miguel. Stai că stai mai amețit ca mine, săracu. Bă, dar unde-i, bă, că aici era? Mamă, ce mă nervează speed-ul ăsta, să mor tu că a fugit de aici. Bă, să mor tu cum a prostit, bă. Doamne, aici era, mă, unde n-ai, bă? O fi căzut de tot jos și a fugit? Mamă, dacă a fugit pe munte, a scăpat, ești nebun? Bă, deci nu te cred, mă. Ce n-ai, bă, unde mai găsesc tu pe ăsta? Bine, oricum e zona mică și de acum îl găsim. Însă vreau să-l găsesc înainte lui Miguel. Miguel îl caută pe acolo. Nu cred că are șansă. Cred că sigur s-a dus spre casă încoace în partea asta. Doamne, l-am căutat tot meciul și l-am găsit și eu la sfârșit și a scăpat, bă. Păi, să mor tu, mă. Păi, când l-o murim, mă? Mâncava-și gura voastră. Și nu, deci nu simt jocul cum trebuie, sunteți nebuni. Știi cum îmi simt jocul? Zici că n-am mai jucat de 10 ani, ești nebun. Pe bune, credeți-mă, adică nu e ce trebuie. Zici că n-am mai jucat de 10 ani, deci se simte astea 5 zile de zici că nu mai știu să joc, ești nebun și trebuie să-i dau cap cu deagle-ul, să-l omor. O să fie interesant. Măi, e zona mică de la mama lui, unde campează?
Mai chem Pagiule. Nu, stați așa băieți, când dau jocul mai tare, nu se poate. Mamă, nu se văd nimic. Băi, vă dați seama că poate să fie după un copac undeva. Băi, și criminalul albastru, gen, ar trebui să fie destul de ușor de văzut pe hartă, știți ce zic? Da. Mamă, cine? Ah! Bă, s-a mort că l-a găsit, bă, nu! Îi dau cap cu tigărul de aici. Îl văd. Poate îi dau una la Miguel. Bine, bă, s-a mort, bă, cât s-a bătut el, bă, l-am luat, gata, gata, am câștigat primul rum, perfect, mai am un rum. Dă glu, că trebuie să mă bag cu Miguel, gen, și așa se termină rumul, bă, da, glu, bă, unde-i pe ăsta? A, uite, așa, bă, s-a mort, bă, ce cap i-am dat, i-am dat și eu, un glu, bă, cap, gaburi, gata. A, ți-e așa, băieți, că se mi... Da, băi, 5 zile, da, mă joc, Gabi, după 5 zile v-a suit să moară, Bibi, dacă mai știu să mai mă joc, stați așa, băieți, că... Bă, stai, bă, bă, stai, bă, că nu-i de râs. Moară Jackson, dacă mai știu să mai mă joc. Stai, bă, lasă-mă în pace. L-am pierdut, gata. Bine! Bine, mă, hai, mă, bă, n-am mai jucat de 5 zile. Bă, da, am avut un noroc să mor eu, deci... Miguel, săracul, nu știu ce a făcut, i-a dat cap, cred că i-a dat cap, că i-a dat... Sau nu i-a dat cap, că gen avea cască. Nu i-a dat cap, dar s-a bătut cu el la vestă ca lumea, că i-a dat 200 și ceva și a murit, gen, era lău. Aoleu, a câștigat primul rum, GG, mă, GG. Bun, perfect, și acum mai avem un rum în care trebuie să fug eu de ei și stați geană, stați să vedeți ce le fac doar. Bun, și mi-au gluri și cam atâta. Și acum veniți încoace, băieți, la mine. Ca v-aș gura voastră, băieți, stați să vedeți ce le fac. Să vedeți ce le fac. Înăuntru cu voi, înăuntru. Uite, o ce față are criminalul. Le dau aici gluri la băieți dacă nu au. Așa. Veniți, bă, luați glurile, bă. Nu vă trebuie, mă, gluri. Bă, dar Reaper de ce stă cu arma în mână, bă? Crede, nu se simte și el să o lase jos, nu? Bă, n-au bine, aici stați. Uite așa, stați până vă dau eu drumul. Și acum fiți antrenat aici schema. Ca să zic că băieții că am luat lanșpetul, dar de fapt nu l-am luat. Și acum băieți, oricum am speed mare, mă duc la următorul lanșpet, iau lanșpetul ăla, mă duc undeva prin hangar, după aia fug, găsesc un motor, vedeți ce abilități am, da? Mi-am pus mișa. Găsesc un motor și vin eu la ei, nu trebuie să mă caute, bine, nu știu dacă o să-i găsesc, dar ca idee am să încerc. Și vin la ei și fac mișto de ei, vă dați seama că nu pot să mă moare din motor. Bine, trebuie să găsesc cască de 3. Dar care sunt șansele să mă moare cu Deagle-ul 1 dintre ei, gen, să-mi dea cap cu Deagle-ul, să-mi dea două capuri cu Deagle-ul dacă am mișa, gen, și cu mișa știți ce se întâmplă, că nu se pune ținta pe mine. E foarte greu se întâmplă chestia asta, dar doar că trebuie să găsesc și o cască de 2, de 3 să... I-am eliberat pe băieți, gata, am pus glurile ca să-i eliberez pe băieți, să vină să mă caute. Nu, bun, bă, sper doar să fie mașini, atâta sper. Sper să fie mașini. Dar chiar dacă nu sunt mașini, tot găsesc eu o variantă să-i enervez, nu știu ce fac. Mă bag în tufișul, fac mișto de ei, stați vedeți ce le fac doar. Doar că îmi trebuie o cască, bă, și mi-a trebuit 200 de bănuți să cumpăr o cască de 3. Băga piciorul în ea cască. Doamne, că umblu, uitați-vă și băi, de jumătate de oră umblu, mă, nu am găsit o cască, mă, nimic n-am găsit. Bine că oricum arme n-am, n-am ce să găsesc, că n-am. E bine că am glu măcar. Și am și tigaia asta, mă apără la spate un pic. Voi vă dați seama, nu? Cât stau să... Mamă, ce le fac? În cap, aș gura voastră, abia așteptiți antena aici. Doar sper să nu joace gen cu arme, că Reaper avea armă, gen. Știți ce zic? Adică e strict cu Deagle-ul, e strict cu pistoale, dar dacă Reaper joacă cu altă armă, nu știu ce fac. Fac urât. Fac urât, băieți, fac urât. A fost pe aici, bă, ăsta. Bă, a fost unul dintre ei pe aici. Dar nu stres, că n-are ce să-mi facă, să mă arăgea că să n-am gluri infinite. N-am mai jucat eu de 5 zile, dar știți cum mă înconjur în gluri dacă trage unul mine? Mă înconjurat, stau tot meciul. De frică. N-am ce să fac, eu n-am voie să tragă nici deloc. Bă, dar voi știți, mă, o chestie. Eu, gen, pot să-i elimin pe ei dacă vreau, gen, adică dacă vreau, e greu, dar gen pot. Uite și pe aici au fost. Dacă stau mult până se strânge zona, dacă rezist, dar nu rezist, deci nebun că în penultima zonă mă găsesc. Dar dacă pot să-i fentez cu multe gluri fără să mă omoare,
în ultima zonă aș avea o șansă mică să-i bat cu zona, gen. Știți ce zic? Stai bă, că iau lansatorul degeaba, că n-am voie să trag cu el. Gen, e o șansă mică să-i omor cu zona. Dar n-am șanse, ești nebun. Bă, mai întrebe și mie 100 de bănuți, vere, 100 de bănuți, să iau și eu un glubă ca omul. Un glubă, auzi, o cască. Să am și eu o cască. Uite, a făcut Reaper Kill. A, mai era unul, cred că, care era AFK. Sau cine știe. Oricum, suntem doar noi trei acum pe toată harta. Nu știu unde sunt băieți, eu nu sunt aproape de mijlocul zonei, sincer să fiu, nici nu mă interesează dacă dau de ei. Pentru că știu că n-au ce să-mi facă, că dacă trage vreunul mine mă încojor în gluri. Doar că vreau și o cască de trei, că dacă îmi dă unul cap cu digălul, gen să nu se cunoască atât de tare din viață, știi ce zic? Să nu scadă viața chiar atât de mult, că acum dacă îmi dă unul cap cu digălul, moara Jacksona dacă nu rămân în 100 viață. Bine, nu chiar, rămân în cam 200 viață, cred că, ceva de genul ăsta. Oricum n-are cum să mă bată dintr-un hit, că am cască de 1. Dacă n-aveam cască deloc, îmi dădea 100, nu, îmi dădea 450. 59 parcă, sau nu mai știu cât. Sau rămâneam în 15, undeva pe acolo, nu mai știu. Sunt în mijlocul zonei, vedeți, da? Chiar nu mi-e frică de ei, pentru că am gluuri infinite, adică dacă trage unul, v-am zis, până sparge ei gluurile cu digălul, gândiți-vă puțin la chestia asta, dați-mă înconjor în gluuri, până sparge băieții mei gluul cu digălul, la moară Jacksona dacă nu durează 10 ani. Deci chiar n-am frică. Și plus de asta am și Skylar și când pun gluuri mi încarcă viața. Și am și 11 metri, că m-am pregătit. Deci nu-i problemă. Dar singura chestie care mă oftică e că am cască de 1. Asta mă oftic eu tare și îmi dă mult damage. Și gen dacă îmi dă un cap cu digălo, după la al doilea cap e cam nașpa, când dă gen îmi dă maxim și îmi dă 495 parcă dă digălo maxim fără cască. Și e urât, urât rău de tot. Așa că dacă aș găsi și eu o cască ar fi genial. Dar nu mai am mult să mai caut, bă. La aparatul ăla costă 300 de bănuți. Uite o cutie acolo, m-a dus să iau cutia. Poate găsesc și eu 100 de bănuți să cumpăr și o cască. Doamne ajută, găsesc o cască. Că caut tot meciul, deci de când am plecat din graveyard. Uite-o mă unde era blestemata de cască, doamne. Mă ga piciorul în ea cască. No, bun, și acum mă duc frumos la drop. Aaa, fiți antena aici ce fac. Mi-au adus aminte de ceva băieți. Unde-i mă? Aici, 400 de bănuți. Fiți antena aici. E limite mono, deci asta înseamnă că pot să pun infinite, mâncava aș gura voastră, pun drone infinite și știu mereu unde sunt ei, gen. Și ei nu mă știe unde sunt eu. Dar gen le văd pe sus, pe hartă. Deci o să-și dea seama de unde le-am pus. Dar nu contează, măcar îi văd eu pe ei unde sunt. O să mă sui pe multe și după aia pun mai multe, gen, să vedem unde sunt băieți. Că vreau să am poziție unde să pot să pun gluri ca lumea dacă e ceva, știți ce zic? Suntem aici, facem așa. Și din una dintre toate trebuie să vadă ceva. Ha mă, dar nu arată nimic unde sunt ăștia. Uite-te câte e zona și n-am văzut nimic până acum. Opa! Cam aș gura asta nu-i bine. Își dă seama de unde am pus drona, gen din spate de acolo. Am și cască de 3, am și atașamentul pe cască, voi vă dați seama, trebuie să-mi dea 3 capuri să mă omoare. Fiți-mi aici, șt. Aici asta o să moară Bibi. Aici asta o să moară Jacksona, dacă nu, dai pe burtă. Bă, uite-l, bă, ăla-i Miguel. Nu mă vede să mor dacă mă vede, fiți-mi aici. Nu, n-are șansă să mă vadă, ești nebun, de la distanța aia să mă vadă pe mine întufiș pe burtă, n-are nicio șansă. Și chiar dacă mă vede... Imaginați-vă puțin până trage el cu digălul, că poți spune de 200 de ori. Nici nu-i se pune ținta până... Adică se pune ținta, dar greu. Aoleu, bă, fugi, nu te cred. Bă, zona. Uite și pe Reaper, l-am văzut pe Reaper. Bă, dacă mă vede... A, nu vreau să mă vad aici, că n-am zona și e nașpa. Mamă, de acum nu mai am o să fug, băieți. Poți fugi, dar nu te poți ascunde la nesfârșit, știți ce zic? Adică am fugit cât am putut, dar bă, o să mă vadă. O să mă vadă sigur aici, n-am ce face. Mamă, bă, a tras cu armă, mă. Bă, vere, a tras cu armă, să mune dacă n-a tras cu armă asta. Că mi-a dat cap, gen, și nu mi-a dat codigălul. Și n-are perchituri. Oh,
Mă, are groză, bă! Bă, dar nu mai mă joc, bă, nu-i corect! Și eu, bă, ce le fac eu la ăștia? Mâncam aș gura voastră, că... Hei! Are groză, bă, Reaper are groză! Stai, mă! Păi și e corect așa, mă! Stai, mă, că noi n-am vorbit așa! Hai, mă, nu te cred! Mie n-aș par rău de tot cu groza, mă, că mă spamează de mâine naiba. Și nici nu pot să mă mișc ca lumea, că n-am mai jucat de 5 zile naibii. No, 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 să nu, nu! Vene spamează, dacă nu, nu mai încască, că... E nebun, oamnei! Uite, are și avem în spate, că l-am văzut. Dacă nu, hit avem în mort. Bă, nu! Sus, sus. E nebun, bă! Sunt nebun, doamne, uite, nu s-a păcat gluia. Dă-i coafe meu, dă-i. Hai, medule, hai, medule. Îmi bag med, bă, bă, îmi bag med. Nu mai am cască în cap, băieți, nu mai am nici vestă, nici cască, sunt nebun la cap. Stați, mă! Stați un pic, băieți! Stați așa, stați așa! Au! Sper doar să nu nimerească ăsta Miguel în cap cu Deagle-ul, că... Bă, da, bă, ai, mă! Da, are gloanțe infinite, bere! Nu, pleacă! Pleacă criminalul, ești un criminal, să moară Bibi, mai joci și cu groza, criminalule. Eu mi-am făcut alte planuri, bă, să-mi bat joc de voi, dar mă bateți voi joc de mine, să moară Bibi, dacă nu, nu mă așteptam să joace ăștia cu armă. Stați, băieți, stați, așa, calm, ușor. Bine, pleacă ultima zonă, băi, să bat picior dacă nu elimin cu zona, picioare aici. Dar mi-e din ce în ce mai greu, că... Stai, bă, de unde ai apărut? Nu da la picioare, nenea. Nu da la picioare, doar nu dai la picioare, nu? Am viață full, trebuie să mențin viața full. Nu mai spamați, bă, glu-ul-ul! Nu! Fugi, a, Miguel a murit. Nu. A, Miguel, bă, nu te cred. Bă, asta e de râsul, du-te, pâine, nu te cred, nu cred așa ceva, bă, asta e de râs, bă, dar e de râs rău de tot, imaginați-vă că i-au făcut concurs între ei, care câștigă, să câștige 25 de lei pe ISF gen între ei, bă, și n-a câștigat niciunul, eu trebuie să iau banii gen, eu trebuie să iau și banii ăștia, bine, am dat 70 de meci, dar am dat din greșeală, nu știu cum am dat acolo cu tigaia, am dat un hit cu tigaia. Apoi n-am comandat, nu știu, de graba aia, gen să pun gluri. Bă, dă-te în puie, bă, dă-te de aici. 40 aș pe m-a lăsat. Dacă mă nimerea unul acolo între gluri cu Deagle sau cu groza, era mort, gata. Doamne ferește. Da, băi, și fete, bă, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Sper că m-am avut un zâmbet pe față. Eu am fost Gabi și până la viitoare, v-am pe vedeți. Ceau, bă, prea șmecher, mă jur.